Sunt Dragoș Costin Telehuz, am 43 de ani și candidez la funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița. Am viziunea și maturitatea necesară pentru progresul județului nostru. Cu multă determinare și încredere în voi, se poate și în Ialomița. Să avem o dezvoltare economică accelerată. Să valorificăm potențialul natural pentru a promova turismul. Să facem echipă cu autoritățile locale pentru a elimina birocrația. Ca educația și formarea profesională să fie adaptate nevoilor pieței de muncă. Ca viața socială să fie la fel de vibrantă, precum diversitatea și creativitatea ialomițenilor. Să avem toleranță zero pentru corupție și o administrație transparentă. Să dezvoltăm comunitățile agricole în beneficiul tuturor. Știu că se poate să construim un viitor mai bun, pentru noi și pentru generațiile viitoare. Se poate și în Ialomița.